Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Bă, am văzut prin afară un tip super caterincă pe nume Benny Production sau ceva în genul care aduce la realitate desenele abonaților. Mi s-a părut super mega caterincă și fain, am pus un story, v-am cerut desene, mi-ați dat desene, așa că ce brânza mamei mele mai caut aici. Bun, vă zic de pe acum că am stat peste 6 ore la cele două desene, așa că băgați un like să mai facem mare clip. Am primit o grămadă de mail-uri cu desene și nu mă așteptam. Primul este de la Alex Voina, care spune: salut, Snic, acesta este desenul meu, sper să-ți placă și să reușești să-l aduci la viață. Bun, în imaginația mea aveam de-a face cu un fel de fantomă formată din mai multe texturi. Din ce văd, acest mini spirit cu două coarne și ochi de Illuminati are 7 texturi. Pentru început, decupez fiecare parte din care e formată fantoma sau, mă rog, acest mini demon. Lăsați în comentarii ce credeți că e de fapt. Decupez fiecare porțiune ca mai apoi să o pot umple printr-o mască cu câteva texturi din care mi-am imaginat că ar fi format. Pentru partea de jos turcoază am ales un overlay de cristal. Încerc să-i dau puțină formă folosind warp tool-ul. Pentru roșu am ales safirul. Îi dau fiecarei texturi puțină saturație. Bă, să moră deja, mă obosim. Fac acum o pauză ca să vă reamintesc două lucruri, bă. Primul, că începe școala, bă, așa că pe Foodshop aveți 10% reducere dacă folosiți codul SNEAK la orice articol de pe site, bă, orice. Și al doilea e că vă iubesc. Bă, gen, sincer, chiar vă iubesc. Gen, iubesc pe toată lumea, frate. Chiar iubesc pe toată lumea. Acum hai la treabă. Pentru ochiul ăsta de iluminat i-am folosit un ochi random de femeie pe care l-am distorsionat după desen. O să vedeți ulterior că i-am schimbat pupila, că nu-mi plăcea. Am căutat coarne random pe net, le-am decupat și le-am făcut după model folosind warp tool-ul. Deci în desene de genul warp tool-ul, frate, e un fel de doodle, știi, un fel de micul alta secretă sau gen e ca maică-ta, știi, când o chem că nu găsești ceva și vine ea și brusc se rezolvă, găsește. Deci așa e warp tool-ul. Fie că o chem pe maică-ta că nu găsești haina, hop, se rezolvă, fie că e warp tool-ul, hop, se rezolvă. Gen e aceeași chestie. Pentru că am ajuns oarecum pe final, am adăugat umbre pe sub fiecare textură ca să dau senzația de volum, că e una peste alta. Mi s-a părut mai șmecher să adaug niște dinți desenului, deși nu era un plan. Așa că am luat niște dinți de rechin pe care i-am decupat și le-am băgat umbră ca să se înțeleagă că sunt în gură. Gen dedesubt, gen, știi, Pe final le-am dat culoare și saturație coarnelor, că uitasem că erau roșii. Puțină umbră și lumină pentru a crea volum. Ca să nu vă mai plictisesc, am făcut sprânceana cu un braj format din fire. Am adăugat și umbră sub ochi să se vadă că ploapa e în relief. Un lens flare la ochi, că de ce nu, să lucească. Dați texture pe fundal să pară mai mistic. Puțină lumină, particule și cam ăsta e desenul. Nu, ăsta sunt eu, că voiam să mă vedeți cum arăt după atâtea ore de vorbit, dar vă arăt și desenul, ce am să fac. Bun, Alex, mersi pentru desen, ți-l trimit pe mail după clip. Dacă aveți desene pe care pot să le aduc la realitate, să mi le trimiteți pe mail la sneaklucearondiahu.com și mai facem un clip. Bun, al doilea desen e de la Nicuța Tecucean, care spune: by my son, deci mai mult decât sigur are un copil care a desenat asta. Superb, hai să vedem care-i treaba. Cred că e un fel de dinozaur dromader, așa că am folosit blană de la un dinozaur pe care am modelat-o din nou cu warp. Bineînțeles că warp tool-ul din nou. Mult fast forward, am pierdut mult timp că nu eram sigur cum vreau să arate, așa că am duplicat și am duplicat și am răzduplicat porțiunea de blană mai albă pentru picioare. Pentru cap am ales tunica asta de rinocer, adică pielea lui așa groasă și zimțuroasă. Am zis să improvizez să arate mai caterincă, adică cine n-ar vrea un dinozaur cu blană și cap de piele de rinocer, sincer. Cum la celălalt desen am folosit un ochi real, la ăsta am făcut unul animat cu puțină umbră și lumină. Asta ca să păstrez schița desenului. Pentru dinți am folosit niște dinți de nu știu, chiar nu știu de la ce sunt dinții ăștia, gen chiar nu mi-amintesc, jur, să mor. Băieți, am stat 7 ore pentru chestia asta, înțelegeți-mă că am luat-o cu capul, sincer. I-am decupat pe fiecare, i-am umbrit și luminat, le-am dat senzația de volum și chiar arată caterincă, deși se putea mult mai bine. Dinții de jos i-am copiat și am multiplicat și am așezat după schiță. I-am umbrit bine rău de tot și gata și cu dantura. Picioarele sunt unele de elefant pentru că eram super obosit și chiar nu puteam psihic să mai procesez ghearele alea sau ce erau ele, mă rog. Și am zis dau prost, dar măcar să termin desenul cu speranța că o să mă iertați, gen, vă rog. Fie vorba între noi, e prima oară când fac așa ceva, dar n-am crezut că necesit așa de mult timp. Gen, eu postez asta sâmbătă, filmez chestia asta cu sâmbătă și am filmat-o vineri, adică ieri cum ar veni, și mi-am luat prea puțin timp. Data viitoare promit cu ochelarii la ochi că o să-mi iau mai o marjă mai mare de timp și o să iasă mult mai șmecher, promit, sincer. Am nuanțat puțin culoarea acestui mamifer, am adăugat niște praf și texturi ca să pară din nou mai mistic, puțin blur și arată
mega Caterinca. Ăsta e desenul final, nu e detaliat, dar măcar e amuzant. Da, cam ăsta a fost clipul, nu știu dacă e scurt sau lung, deși probabil e foarte scurt, asta e. Reacțiile și chestiile specifice o să încerc să le păstrez așa lungi cum sunt ele, care vă plac, știi? Și restul clipurilor se fac un pic mai scurte. Acum YouTube are nu știu ce algoritm, clipurile mai scurte sunt provate, mă rog, nu știu. Neapărat să mă urmăriți pe Instagram la Aron Sniculeț, acolo anunț o grămadă de chestii, cum ar fi că am avut cod de 20% reducere pe Foodshop. Cei de pe Instagram știu că am pus acolo la story. Să-mi lăsați un comentariu care desen v-a plăcut mai mult și dacă ați vrea să mai facem o chestie de genul. Ce să vă mai zic, beți apă multă, faceți sport mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!